debut organizat de Cartea Românească. E un volum care a apărut de curând și care la târgul de carte de la București a fost unul dintre cele mai vândute titluri. Bogdan e în același timp poet, debutează ca prozator, să vedem dacă asta o să fie de bun augur, să sperăm că da. Până să zicem una alta despre carte, vă rog, Miza. Parcă ar fi de la Poker Stars. Deci oricine ieșiți în față, tura asta va lua cu ăsta. Băi, să timp? Da, eu vreau. Și eu vreau. Eu pot să nu vreau nimic. Da, adică să zic. Da, e să zic ca întotdeauna. Între timp, până mă hotărăsc și eu, o să rog pe Bogdan să vă povestească foarte scurt cum a scris cartea asta, de unde până unde povestea cu pokerul și cum a ajuns să publice, adică ce e cu concursul ăsta de la Cartea Românească. Ca să văd și eu ce cărți am. Da. Am scris cartea asta, Dan a zis să vorbesc, să spun foarte scurt, am scris-o și foarte repede, într-un timp mai mult decât real pentru foarte mulți, pentru că de obicei când spuneam că am scris în 13 nopți, nimeni nu mă credea, 60 și 13, să fie așa o cifră magică frumoasă. Ei, băi, ce faceți aici? Da, asta e o surpriză, am început să râd în spate când am văzut cărțile, zic, ăștia m-au copt-o. Așa, am participat la concursul de debut și am venit un telefon într-o zi și mi-au zis că sunt câștigător. Eram cumva în aer, nu aveam o replică, nu m-am uitat peste manuscris, a fost scris romanul, l-am trimis și la fel și cu BT-ul. M-au trimis manuscrisul să dau BT-ul și am citit două pagini, după aia am zis, bine domnule, lasă că au de grijă acolo, mie nu-mi place să revăd textele, să le lucrez, trebuie să fie așa, să vină din suflet și să curgă. Vă mulțumesc, Bogdan. Hai să vedem ce cărți aveți. Până atunci vă zic că Poker e o carte care merită citită, se citește, e scrisă alert, e scrisă simplu, e scrisă foarte, foarte coerent. E, din punctul meu de vedere, pokerul și toată povestea e doar un fundal, e doar un sunet care străbate toată cartea, în timp ce, din punctul meu de vedere, e vorba de poveste de dragoste scrisă extraordinar de frumos, minimal, aproape fără să se precizeze numele combatanților, să zicem. Și e o carte pe care vă recomand cu toată căldura. Dacă o să câștig eu la mâna asta, o să fac cadou unui cititor din sa. Da, dacă câștig eu mâna și clar o câștigam. Nu câștig. Va face da, cadou. Da. Da, și dacă nu câștig eu mâna, o să jucăm până mâine, până să termină festivalul, ca să fiu sigur. Da, păi să intre muzicien. Eu nu știu poker, așa că te rog să spui ce. Da, că nici da. Voi, gata? Voi, da. Cum se află? Quinta. Ce v-am zis? Am auzit de quinta. Am auzit că e bună quinta. Are cineva? Quinta Royală. Nu, asta nu e. Asta e quinta la cuvară. Da, da, nu are nimic. Eu sunt aici la cuvară. Da, cuvară la cuvară. Deci...